Atleții sălăjeni s-au întors acasă cu o medalie de la ediția din acest an a campionatelor naționale de sală pe teren acoperit rezervate categoriei de vârstă juniori 1. După o primă zi plină de ghinion în care Rachel Șarcani a ratat la mustață finala la 60 de metri, iar Robert Farge a fost uitat în afara podiumului de către arbitrii judecători, în ziua a doua de concurs, Raul Crecan a urcat pe podium la 800 de metri, reușind să-și treacă în palmares medalia de bronz. Campionatele naționale de atletism pe teren acoperit, găzduite de sala de atletism din incinta Complexului Sportiv Național Lia Manoliu, s-au desfășurat sâmbătă și duminică în cadrul a două reuniuni. În prima reuniune, programată sâmbătă dimineață, au intrat în concurs 4 sportivi de la Clubul Sportiv Școlar Zalău, Raul Crecan și Andrei Oneș, ambii la 1500 de metri, Fucco Florin și Robert Parge la 400 de metri, respectiv o alergătoare, Șarcani Rachel, de la Liceul Sportiv Avram Iancu Zalău. Cea mai bună evoluție a aparținut alergătorului Robert Parge, sportiv antrenat de profesorul Nelian Iancheș, care a fost totodată și ghinionistul zilei. Prezent la startul cursei de 400 de metri, Robert a acoperit distanța în 50 de secunde și 26 de sutimi, rezultat în urma căruia s-a clasat pe locul 4 în clasamentul general al probei la numai 3 sutimi de secundă de ocupanții locurilor 2 și 3. Dobrică Denis, CSM Pitești și Gașpar Florin, LPS Cluj, ambii cronometrați în 50 de secunde și 23 de sutimi, respectiv la 38 de sutimi de noul campion al României, Pâslaru Mihai de la CSS, CSM Ploiești, 49 de secunde și 88 de sutimi. Cel de-al doilea sportiv zălăuan prezent la startul cursei de 400 de metri, Fucco Florin, un tânăr aflat încă la vârsta juniorilor 2, a terminat concursul pe locul 21 cu timpul de 53 de secunde și 94 de sutimi, a noua performanță din concurs într-un clasament neoficial al juniorilor 2. Urmărit de ghinion a fost și Șarcani Rachel. Tânăra vitezistă a Liceului Sportiv Avram Iancu Zalău a alergat în prima serie a probei de 60 de metri și a încheiat cursa pe poziția a doua, cu timpul de 8 secunde și 18 sutimi, fiind prima atletă din concurs aflată sub linia sportivelor calificate în finala probei, câștigată de Ioana Gheorghe de la CSM Timișoara. Dezamăgirea zilei a venit din partea experimentatului Raul Crecan, prezent la startul cursei de 1500 de metri, unde era cotat printre favoriții la cucerirea unei medalii, elevul profesorului Nelian Iancheș a abandonat competiția, iar colegul său de antrenament, Andrei Oneș, s-a clasat doar pe locul 32, cu timpul de 4 minute 31 de secunde 24 de sutimi. A doua zi a naționalelor a fost ceva mai bună pentru atleții zălăuani, iar Raul Crecan, atletul cel mai experimentat din cei 8 atleți sălăjeni prezenți în capitală, s-a revanșat după abandonul din prima zi și a urcat pe podiumul de premiere la 800 de metri. Repartizat în prima serie valorică, Raul a trecut linia de sosire al doilea, cu timpul de 1 minut, 56 de secunde și 61 de sutimi de secundă, fiind devansat în serie de Andrei Constantin Mițurcă de la LPS Iași. În cea de-a doua serie, Robert Parge de la CSS Zalău a trecut linia de sosire al doilea, cu timpul de 1 minut, 57 de secunde și 61 de sutimi, rezultat în urma căruia s-a clasat pe locul 5 în clasamentul general, iar surpriza competiției a venit după încheierea celei de-a treia serii, unde Mădălin Dorian Gleban a terminat cursa învingător, cu timpul de 1 minut 53 de secunde și 76 de sutimi, devenind campion național. Cel de-al treilea reprezentant al Clubului Sportiv Școlar Zalău în proba de 800 de metri, Fucco Florin, a parcurs distanța în 2 minute 3 secunde și 98 de sutimi, a cincea performanță în rândul juniorilor 2 prezenți la startul întrecerii și pe locul 23 în ierarhia juniorilor 1. La aruncarea greutății, Florin Matei, încă junior 2, sportiv antrenat la CSS Zalău de profesorul Virgil Sabou, a terminat concursul pe locul 12 cu o performanță de 11,05 metri. În cursa de 3000 de metri, cei doi reprezentanți ai Liceului Sportiv Avram Iancu Zalău, Gruia Luca și Claudiu Meleg, nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Dacă Gruia Luca a terminat cursa pe un modest loc 16, cel de-al doilea sportiv zălăuan a abandonat cursa, acuzând unele probleme medicale. În ultima probă a zilei, a doua de concurs, în cursa de 4 ori 2 tururi, ștafeta Clubului Sportiv Școlar Zalău, formată din Robert Farge, Crecan Raul, Andrei Oneș și Fucco Florin, a terminat competiția pe locul 6, cu timpul de 3 minute, 19 secunde și 74 de sutimi.